Un bărbat din Cahul este căutat de rude și de polițiști după ce a dispărut fără urmă. Acesta a fost văzut ultima dată pe 14 ianuarie. Bărbatul a participat atunci la ceremonia de înmormântare a unei mătușe. Din acea zi, nimeni nu are nicio veste de la el. Cetățenii care l-au văzut pe bărbat sau care dețin informații despre locul unde s-ar putea afla acesta sunt rugați să comunice la 902 sau la numărul de telefon indicat pe ecran. Petru Burca este locuitor al satului Văleni, raionul Cahul. În ziua dispariției purta o geacă gri și pantaloni albaștri.